Bine ai venit la cuvântul și expresia zilei. Astăzi vă voi vorbi, <laughs> repet, astăzi vă voi vorbi despre cuvântul unt de lemn. Este un cuvânt compus, vechi, nu se folosește printre tineri. Poate bunicii mai folosesc acest cuvânt. Și unt de lemn înseamnă ulei. Ulei vegetal care se folosește la făcutul mâncării, la pregătirea mâncării. Um, am vorbit cu mama și ea mi-a confirmat că nici bunica. Nu folosea acest cuvânt atât de vechi este, cel puțin la mine, în familie. Oamenii sunt diferiți, familiile sunt diferite, chiar și în România. Acest cuvânt pentru mine este vechi, nu știu dacă chiar arhaic, dar este vechi, adică nu se prea folosește printre tineri, mai ales. Poate bătrânii. Bunicii folosesc, folosesc acest cuvânt. Sau, nu știu, poate alții folosesc cuvântul ăsta. E posibil să găsiți, găsiți acest cuvânt, unt de lemn, care înseamnă ulei, ulei vegetal. Poate îl găsiți în texte, articole, dar mai ales în texte, aș spune, sau în cărți. Okay? Să vă dau și câteva exemple... Bunica ne spunea că folosește unt de lemn la pregătirea peștelui. Adică bunica ne spunea că folosește ulei când pregătește peștele. Pentru pilaf e bine să folosești un pic de unt de lemn. Pilaf înseamnă o mâncare românească bazată pe orez, care se face din orez și se numește pilaf. Orez și eventual alte legume. Asta, atât pentru astăzi, unt de lemn. Vă urez o zi excelentă, și ne auzim mâine pe podcast din nou. Numai bine!